Râsul este un medicament care, spre norocul nostru, se eliberează fără prescripție medicală și este cel mai ieftin. Ce beneficii are râsul pentru sănătatea fizică și psihică și cum să te obișnuiești să râzi mai des, atât singur, dar și în compania altora? Încă de când începem să socializăm în copilărie, adulții se încăpățânează să ne limiteze accesul la râs. Nu e frumos să râzi, nu este momentul să râzi. Ce ai de râs așa? Sunt expresii cunoscute care ne condiționează într-un fel sau altul comportamentul încă din copilărie. Specialiștii apreciază că aceste interdicții ne marchează pe viitor, la maturitate, când vom tinde să ne autocenzurăm. Ajungem să râdem doar în cercuri restrânse cu cei apropiați, refuzând practic o plăcere și o binefacere corpului, îndreptându-ne astfel gândirea inconștient spre aspecte negative. Certitudinea că râsul este un medicament a venit prima oară de la Grecia antici, unde medicii le recomandau bolnavilor să meargă la spectacole de comedie pentru a contribui la vindecare. Puterea curativă a râsului constă în secreția de endorfine, adică substanțe fundamentale pentru o viață echilibrată cu tonus. De ce râsul este benefic pentru sănătate? Râsul relaxează întregul corp. Un episod de râs bun din tot sufletul alină tensiunea fizică și stresul, lăsându-ți mușchii relaxați chiar și la 45 de minute după sesiunea de râs. Râsul stimulează sistemul imunitar. Râsul scade nivelul hormonilor stresului și crește activitatea celulelor imunitare și anticorpilor care luptă împotriva infecțiilor, îmbunătățind astfel rezistența la boli. Râsul declanșează secreția de endorfine. Cum spuneam, endorfinele sunt substanțe naturale din organism care te fac să te simți bine. Endorfinele contribuie la o senzație generală mai bună și pot chiar să calmeze temporar durerea. Râsul îți protejează inima. Râsul îmbunătățește funcția vaselor de sânge și sporește circulația sangvină, lucruri care ajută și te protejează împotriva unui atac de cord și altor probleme de natură cardiovasculară. Râsul te face să arzi calorii. Acesta nu este un înlocuitor pentru mersul la sală. Încă un studiu a arătat că râsul timp de 10-15 minute pe zi poate să ardă aproximativ 40 de calorii. Râsul te scapă de povara grea furiei și mâniei. Nimic nu alungă mai repede mânia și conflictul decât o porție bună de râs. Dacă privești partea amuzantă a lucrurilor, această decizie te ajută să pui problemele într-o altă perspectivă și îți permite să depășești acele confruntări nedorite, fără să te mai legi de amărăciune sau resentimente. Râsul ar putea chiar să te ajute să trăiești mai mult. Un studiu științific a arătat că oamenii cu un puternic simț al umorului trăiesc mai mult decât cei care nu râd la fel de mult în decursul vieții. Diferența a fost notabilă, îndeosebi în cazul persoanelor care se luptau cu cancerul, relatează doc.ro.